Bun găsit la Field Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare, iar astăzi alături de mine și de Tiberiu a venit analistul Ciprian Borsan. Bun venit la Field Markets, Ciprian, bun revenit! Bine v-am regăsit! Ești conectat cu piețele de atâta timp și de-abia așteptăm, nu ne-am văzut anul ăsta, de-abia așteptăm să aflăm părerile tale despre momentul actual, nu unul destul de interesant în piețe. Până atunci am comentat cifre recente din Europa, din Statele Unite, și în Statele Unite e o revenire economică destul de puternică susținută de aceste cifre, dar ceea ce privește cifrele de Tiberiu, am văzut acele comenzi pentru bunuri de folosință îndelungată oarecum dezamăgitoare, și nu spun pentru că e scădere, avem o creștere, dar e una încetinită în luna martie și avem și niște explicații, nu? Da, într-adevăr, o creștere mică, foarte mică, mult sub așteptările analiștilor, doar 0,5% de la o lună la alta, în luna martie, că despre luna asta vorbim. Încă o dată, estimările pieței erau undeva o creștere de 2,5%, dar se pare că problemele astea care au apărut pe lanțul de aprovizionare au afectat din nou și continuă să afecteze producția. Creșterea asta de 0,5 vine după ce comenzile au scăzut cu 0,9% în februarie. Știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Practic atunci a fost un prim declin lunar din aproape un an de zile și atunci știm că totul s-a datorat acelor fenomene meteo mai puțin obișnuite în Texas și în alte state din sud. Acum, dacă e să intră puțin în detaliu pe componente, mă rog, tot ceea ce înseamnă partea asta de produse metalice, undeva o creștere de 3,6%, care au contribuit cel mai mult la creșterea bunurilor de folosință îndelungată. Echipamentele pentru transport au scăzut astea cu aproape 2%, iar cele pentru autovehicule o creștere bună, plus 5,5%. Una peste alta, încă o dată, cifrele sunt ușor dezamăgitoare, sub așteptările analiștilor, dar na, de aici încolo... E creștere. Da, 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 da. Este totuși o creștere, asta e concluzia. E creștere, e consumul în America foarte, foarte important. De altfel, iată, acum un minut a venit și încrederea consumatorului și cifra e 121,7, venind de la 109, chiar peste analiști 113,7, și l-aș întreba pe Ciprian. Știm, am văzut că e o revenire puternică, am văzut șomajul, iată, la niveluri mai reduse, se stabilesc așa după un an de la pandemie niște cifre aproape record în acest an. Cum vezi tu revenirea economică americană? Se vaccinează americanii în drace acolo și crește totuși inflația. Hai să vedem până unde și ce părere ai tu, că și aici sunt două idei. Fed-ul zice că e tranzitorie, analiști mulți spun, stai domne, că din active financiare se va transfera în consum. Tu ce spui? În a doua categorie cred că mă înscriu și eu. Pe partea de cord durable goods, să nu uităm că foarte multe companii și-au redus activitatea și de aici și o cerere care inițial a fost afectată de pandemie, după care tot din cauza pandemiei acele bunuri nu s-au produs, așa că e posibil să asistăm la creșterea valorilor pe partea de producție industrială. În principal, sau pe partea de importuri. Pentru că știu lucrul ăsta din proprie experiență, încercam să cumpăr niște lucruri de pe acele site-uri de comerț online și de foarte multe ori stocurile nu mai existau din cauza faptului că nu au fost produse. Adică, practic, toată compania s-a închis una, două, cinci luni și nu au mai produs. Motiv pentru care produsele respective nu se mai găseau pe stocuri, nu mai erau comercializate. În momentul în care, într-adevăr, după cum bine spuneai, America se vaccinează, cred că sunt campioni, cred că oriunde te poți vaccina în America, în parcări și în clinici, peste tot americanii se vaccinează. Motiv pentru care au reluat producția industrială, șomajul va ajunge tot în zona aia de minim a lor, adică va fi o cerere pe partea de locuri de muncă.
și vom asista la creșterea consumului. În momentul în care crește consumul, inevitabil generează și o inflație mărită sau pune o presiune pe partea de inflație, pentru, pe partea de creștere a inflației. Și în contextul ăsta, dar astea sunt efecte inevitabile, sunt efecte inerente, normale, la care Fedul eu cred că se așteaptă. Scuze, am avut o zi grea și nu știu dacă sunt foarte coerent și foarte explicit. Da. Ești coerent, stai liniștit și spui lucruri interesante și avem noi grijă aici să fii foarte explicit. Apropo de asta, ca să ne uităm, să rămânem puțin în America, se reflectă, nu, ce așteptările astea de revenire economică s-a tot reflectat și în creșterea indicilor bursieri. Ne uităm, suntem la maxime, iată, am avut acel sector rotation, Nasdaq-ul a stat anul ăsta puțin așa la niște corecții mai mari și iată revine ușor și aseară stabilește și Nasdaq-ul noi maxime istorice, S&P-ul la fel, Dow Jones-ul e pe acolo. Acum, mergând pe ideea asta cu economia, da, ce crezi că vor face bursele așa? Ce spune feeling-ul tău, să spunem, după trimestrul 2 sau de la vară încolo? Crezi că vom avea o scăderea burselor sau o consolidare și un range, să spunem, mai mare cu plus minus, să zicem, nu știu, 10% undeva, să ducem așa o perioadă. Pentru că e clar că la un moment dat se vor corecta prețurile astea, chiar dacă datele vor veni din ce în ce mai bune, dar ele au fost cumva anticipate. Da. Noi în momentul de față vedem pe sezonul ăsta de raportări financiare aferente anului trecut că cifrele au venit bune, au venit ușor peste așteptări, cam aceeași rețetă au păstrat toate companiile și toate companiile au făcut cam același lucru. Adică, pe ansamblu, rezultatele sunt bune în termenii lui 2020. Trebuie să avem în vedere și acest aspect. Feeling-ul meu pentru ceea ce se întâmplă pe termen scurt și mediu e că piețele se vor aprecia în continuare. Nu știu, nu foarte agresiv, nu foarte mult, poate vom vedea și evoluții în range, dar nu văd corecții, nu văd motiv pentru care piețele ar corecta. Eu cred că piețele se vor aprecia în continuare. Da, doar dacă apare un accident, gen coronavirus, pentru că ăsta a fost un accident. Așa l-aș putea numi. Un eveniment pe care nu puteam să-l anticipăm, care a apărut dintr-o dată și efectul lui a fost unul absolut extraordinar asupra piețelor. Puneai de rezultatele financiare și le-am comentat aici și am văzut cum s-a încheiat anul. Deja la americani a început raportarea la trimestru 1 sau, mă rog, pentru altele trimestru 3, 4, că ne-am amețit, sunt companii care raportează altfel, dar până la urmă nu contează, contează rezultatul și avem și astăzi niște rezultate și Tiberius propun să începem cu Tesla, pentru că Tesla e urmărită de majoritatea de mulți investitori și de poate chiar majoritatea speculatorilor. De ce nu? Și aici e o discuție amplă, apropo și de Bitcoin și de ce au făcut ei. Eu te las să dai tu detalii, dar doar să remarc așa la prima citire ca un non-specialist că am avut un venit net record și am avut un cash flow bun și un profit mare din tranzacțiile astea cu criptomonede. O să vedem ce, o să comentăm împreună. Cum ți se par rezultatele Tesla? Profitul ăla, câștigul pe acțiune e spectaculos, e aproape un dolar, veneam de la 2-3 cenți, dacă mai țin minte. Pot să spun că asta este partea frumoasă a lucrurilor și, într-adevăr, cifrele, per total, uitându-ne la ele, sunt într-adevăr bune și vin după alte cifre care, mă rog, nu au fost la înălțimea asta, dar eu m-am uitat puțin altfel, în sensul că și-am făcut o scurtă, mă rog, și elementară, să zic așa, socoteală și exact. Am tras concluzia că Tesla continuă să piardă bani din activitatea de bază, deci asta este concluzia pe care trebuie să o știe, de fapt, toată lumea, adică din vânzarea de automobile electrice, dacă asta este business-ul lor. Deși a raportat profitul ăla de 438 de milioane de dolari, trebuie să spunem că Tesla a primit undeva în jur de 520 de milioane de dolari sub forma celor subvenții, certificate verzi, da, pe care le primesc toți producătorii de automobile electrice, ceea ce înseamnă că dacă nu le-ar fi primit, în continuare compania ar fi fost pe pierdere. Deci asta zic eu că ar fi o primă concluzie așa vis-a-vis de
activitatea firmei. Acum spuneai și de alte venituri din alte activități. Unde mai punem faptul că, zic eu, au speculat și au câștigat și din trading, așa, au înregistrat un impact pozitiv, undeva în jur de peste 100 de milioane de dolari din vânzarea de Bitcoin în timpul trimestrului. Păi e un sfert, exact. Și atenție, exact. l-a marcat trecut în contabilitate, pentru că nu știm, poate mai au poziții în piață. Să nu uităm că la începutul lui martie, Elon Musk manipula, între ghilimele, spunea că au, în februarie, nu? Că au cumpărat parcă de 1,5 miliarde de dolari, ceva de genul ăsta, Bitcoin. Da. Și după aia el a spus la un moment dat că Bitcoin nu mai e așa bun, știi? În sensul că probabil și-a marcat la piață o mare parte și era undeva 30 și ceva, a ajuns la 55-58, deci un profit, cum spuneai tu. Acum l-aș întreba pe Ciprian. Sunt investitori, sunt hoardele astea de investitori noi, de care vorbeam noi și care s-au mulțit în ultimul an. Dar uite, cum spunea și Tiberiu, dacă te uiți, ei trebuie să facă profit din vânzarea de mașini, din baterii, din altele, nu din speculații. Când o se prindă lumea, că poate și în aprilie va marca profit și în mai, de unde știi? Acum, ce se întâmplă? Cum să citim rezultatele astea? Pentru că, iată, cotația scade astăzi și eu spun că scade pe bună dreptate. Asta da, aș fi, dacă îmi dai voie, Ciprian, doar o singură frază, asta ar fi de fapt o concluzie, că spuneai tu bine că cotația s-a corectat, da, într-adevăr, pentru că deși a raportat un număr de 184.000 de autovehicule astea din modelul 3, modelul Y și au depășit cumva așteptările, au stabilit recorduri peste recorduri, unele produse de la ei, unele mărci, cum sunt S-ul și cu modelul X, nu au fost produse absolut nimic din astea. Și Tesla, ca și ceilalți producători auto, se confruntă în continuare cu lipsa lipsa chipurilor astea, care e o întreagă nebunie acum la nivel mondial, da, penurie, și au fost și ei foarte mult afectați. Și unde mai pui că am văzut, datorită faptului că au crescut foarte mult numărul de autovehicule pe care le-au produs în Q1, am văzut că există unul la mână. Dacă îți comanzi o Tesla, durează cam vreo 6-7 luni de zile până ți se livrează și deja se creează câteva, mă rog, ușor-ușor animozități așa în așteptările celor care vor să-și cumpere câte un automobil din ăsta electric. Și doi la mână, pentru mașinile care trebuie să-și facă revizii, am înțeles, la fel durează foarte, foarte mult programare până se execută, pentru că nu există practic atât de multe centre specializate ca să poată să le facă revizia la câte automobile au produs în ultima perioadă, știi? Deci nu sunt corelate cumva producția asta cu tot lanțul final până la consumatorul, la ultimul consumator. Te rog. Ciprian, te rog. Într-adevăr, s-au făcut un studiu în ultima perioadă și erau întrebați oamenii dacă vor să-și cumpere un autovehicul electric. Iar răspunsul a fost în proporție de, nu știu, 80 și ceva la sută că da. Ăsta e un aspect pozitiv. Celălalt aspect este că nu atât de mulți doritori mai erau orientați către Tesla. Aveau în vedere și multe alte mărci de mașini care au produs modele electrice. Este posibil, este probabil ca investitorii să, nu știu, să fi citit și raportul ăsta. Că practic în trecut când s-a făcut, am impresia că ultimul raport s-a făcut acum aproape un an de zile. Numărul de doritori de mașini Tesla era mult mai mare față de numărul de doritori mașini Tesla în momentul de față. Deci, cu alte cuvinte, oamenii își doresc mașini electrice, dar având în vedere că toate brandurile importante au produs și modele electrice, deja și-au canalizat atenția și în alte direcții, nu doar asupra Tesla. Au început deja să le ia din cota de piață. Exact, asta e ideea, da. Exact. Tesla este o mașină deosebită. E o experiență să conduci o Tesla, dar există posibilitatea de a cumpăra mașini pentru oraș sau chiar pentru distanțe de 500-600 de kilometri de la alți producători, de la alte mărci, unde prețurile sunt mult mai mici. Accesibile, da.
Da, da, da. Decât acelor de la Tesla, decât modelul. Despre speculația cu Bitcoin, ce părere ai? Speculația care a făcut-o cu Bitcoin a fost așa ca la școală, a fost ca o lecție. Eu nu sunt un foarte mare fan al criptomonedelor. Mi se pare că respect așa one-to-one regulile unei bule. E o chestiune de timp până când vor tinde către zero. Pentru că monedele unei țări au mecanisme de protecție, criptomonedele nu au mecanism de protecție. Mă rog, asta este un... Putem discuta despre foarte multe lucruri vis-a-vis de criptomonede. Dar a fost o speculație așa ca la școală, mulți au căzut în ea, a făcut exact cum, nu știu, nu mă așteptam să fie atât de ușor de păcălit investitorii. Pentru că asta a făcut Elon Musk cu investitorii pe Bitcoin, i-a păcălit. Pur și simplu el a cumpărat când era în plină ascensiune. Exact, exact. Bitcoin-ul, după care l-a spus, eu cred în criptomonede, o să investesc în zona asta, mă gândesc. Au fost trei rânduri scrise pe Twitter și în urma acestor trei rânduri a crescut 20%. Evident că el atunci a vândut și a descărcat. A fost o perioadă de vânzări de pe conturile lui. Și așteaptă să corecteze ca să cumpere din nou, este evident lucrul ăsta. Asta face. Dacă îmi dai cu voie, Cătălin, doar o singură clipă, tocmai încercasem să pun... Da, eu pugasem graficul, dar te rog. Da, aveam un share screen și dacă îmi permiși, cred că s-ar putea vedea, poate destul de repede. Este vorba despre câteva companii. În fine, dacă nu o să reușesc să-l pun, atunci doar o să zic de el. Sunt câteva companii, precum băncile mari de pe Wall Street, Morgan Stanley, Goldman Sachs, am văzut. Sunt procesatorii de plăți, Mastercard, PayPal, am văzut și BlackRock, Square, Fidelity, care încet încet se apleacă către Bitcoin și unele dintre ele chiar am înțeles că și-au depus cumva dosarele către ASF-ul american, către SEC, pentru autorizarea unor ETF-uri care au la bază Bitcoin. Deci atât timp cât care sunt într-adevăr pentru început destinate doar acelor categorii de clienți din categoria wealth management, cei care sunt cu venituri mari și foarte mari, știi? Dar eu zic că este un prim pas atât timp cât băncile astea au dat un semnal în piață că sunt interesate de Bitcoin și de a-l introduce într-un ETF. Eu zic că lucrurile ar putea lua o altă turnură la care noi cred că nu ne putem gândi în momentul de față. Te rog, hai să ne uităm pe grafic. E posibil să se ajungă în punctul ăsta, dar eu nu pot lua în considerare un activ care are fluctuație de 20% într-o singură ședință de tranzacționare. Este absurd. E no man's land. Nu face nicio logică, nu face nicio coerență o asemenea modificare. Ca să nu uităm că Bitcoin, rolul lui în piață, el a fost inventat, nu se știe de către cine încă, el a fost făcut pentru comerțul electronic, pentru comerțul online. Ori el acest rol și l-a pierdut, în moment de față fiind un instrument care crește și scade în funcție de unele declarații care sunt, de exemplu, Turcia când a făcut acea declarație că pe teritoriul Turciei nu se va tranzacționa cu nicio criptomonedă și de pe teritoriul Turciei nu se va genera nicio criptomonedă. Iarăși a scăzut cu, nu știu, tot așa. Da, exact. Foarte... El și-a pierdut rolul ăsta de monedă pentru comerțul electronic și a devenit o valoare sau o monedă speculativă. Deci e speculativă și investitorii sunt în căutare de randamente acum, că sunt foarte mulți bani în piață și exact, unii, evident că unii o să se frigă, alții o să câștige,
Noi vreau să spunem, ca să nu mai lungim asta, că o să dedicăm o emisiune foarte curând criptomonedelor, cum facem de la perioade regulate, și o să discutăm în detalii. Doar să spunem că cotația se află la un punct important aici, spuneam că a scăzut acum, iată, se vede clar, și dacă nu va reuși să se mențină peste 720 de dolari, unde e și media de 100 aici, e posibil să scadă mai mult undeva în zona 610-620 aici, la această linie de trend extraordinar de bine conturată și bine validată de foarte multe. Ăsta e graficul Tesla, corect? Da, exact. Okay. Și este validată foarte bine această linie de trend și iată la un punct important, și dacă va reuși să treacă, să mențină deasupra, sunt posibilități de creștere. Deocamdată mai e mult până la maximul ăsta istoric de 900 de dolari din ianuarie și mai departe să vedem, poate, de ce nu 960, dar atenție la un punct important aici și va fi interesant cum vor vedea investitorii evoluția ulterioară. Hai să mergem mai departe, că avem mai multe companii astăzi de analizat și vorbim, rămânem în Statele Unite și vorbim și de American Express, nu? Rămânem în Statele Unite, da, rămânem la unul dintre cei mai mari procesatori de plăți și emitent de carduri, vorbim de American Express aici, care a raportat rezultate bune, dar 2021 am înțeles că, mă rog, se pare că va fi un an de tranziție și recuperare cumva față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, și știm foarte bine că aceste companii de carduri au fost puternic afectate în ultimul an, pentru că, mă rog, foarte mulți clienți, consumatori au cheltuit mai puțin pe călătorii în timpul pandemiei, asta e clar. Cu toate astea, American Express a înregistrat venituri, am văzut, de 9 miliarde de dolari în Q1, în scădere cu 12%, da, față de acești perioada anului trecut. Cu toate astea, profiturile au depășit destul de mult așteptările, 2,74 de dolari pe acțiune, mai bine decât 0,41, atenție, dolari, cât au fost în primele 3 luni din 2020, și față de 1,75 dolari cât așteptau analiștii. La fel, și acțiunile Amex am văzut că s-au descurcat destul de bine anul ăsta, undeva o creștere de la începutul anului plus 21%, mai bine decât Visa și decât Mastercard, peste care am văzut că Visa cel puțin a avut o creștere modestă, 5,3%, în timp ce Mastercard a evoluat puțin mai bine, în jur de 8%. Deci, comparativ cu ele, din punct de vedere al acțiunii, a mers ceva mai bine și cifrele la fel arată bine pentru Amex. Vreau să spun că cu Amex suntem la maxime istorice și dacă ne putem uita pe grafic, doar să spunem că acolo la 150 de dolari, iată, chiar zona asta 151 este testată de foarte mult timp și o depășire, aș inclina să cred că va duce cotația mai sus, 155 și de ce nu 60, pentru că se formează un triunghi aici, dreptunghii, o formațiune de continuare, se vede foarte clar revenirea în trepte care confirmă aceste zone, aceste paliere, aceste rezistențe și o revenire puternică de acum un an și mai bine de o lună de la criză. Deci vorbeam de consum, da, vorbeam de aceste rezultate, sunt perspective bune pentru American Express și te-aș întreba, Ciprian, să vorbim puțin, că o să trecem și la bănci, și apropo de cardul și asta, tu cum vezi ce se întâmplă în sectorul ăsta financiar și în relația, să spunem, băncilor cu clienții, pentru că au apărut și aici, vorbeam de iată de digitalizare, da? Și da, se întâmplă lucruri extraordinare în acest sector. Așa este, pot să-ți confirm lucrul ăsta pentru că, mă rog, lucrez pentru niște companii din afara României, tocmai în zona asta, pe partea de construire de platforme pentru băncile de investiții. Mă rog, și am rol de business analyst acolo. În momentul de față, piața este foarte segmentată, iar băncile de investiții își structurează și își alcătuiesc în așa fel strategiile vis-a-vis de clienți sau chiar instituții financiare, de ce nu, în așa fel încât să meargă cât mai aproape de nevoile clientului. Văd că în România suntem foarte crispați și foarte irascibili când vine vorba de recomandări pe care să le facă analiștii sau intermediarii la bursă.
Vreau să spun că în alte zone ale Europei sau chiar în Marea Britanie, lucrurile sunt mult mai relaxate. Ei fac recomandări fără niciun fel de problemă. În România e așa, o isterie totală, să nu faci recomandare, să pui un disclaimer de nu știu câte pagini înainte, să te asiguri, să asefezi, să toate lucrurile astea. Nu, în alte părți oamenii chiar plătesc pentru aceste recomandări. Într-adevăr, se aplică MiFID 2 pentru că așa este normal, că asta este o lege la nivel european. Se plătește pentru aceste rapoarte de analiză, pentru aceste recomandări, dar băncile nu se sfiesc să facă recomandări. La noi a fost o întreagă discuție și am avut aici și cu invitații ca teme acele rapoarte de analiză și ce să facă, mai ales pentru investitorii de retail, că ne referim la ei, care nu au posibilități să achiziționeze niște rapoarte ale profesioniștilor și atunci sunt în ipostaze destul de dificile în contextul ăsta al piețelor și caută tot felul de rapoarte, de recomandări pentru a investi. Și iată, apropo de ce se întâmplă pe cripto, dacă mulți se duc pe cripto în lipsă de cunoștințe. Absolut. Și aici ne întoarcem la acele discuții de educație financiară, de faptul că nu au acces la o informație de calitate care de regulă este contracost. Investitorii de retail sunt pur și simplu în mijlocul unei furtuni financiare generate de pandemie, generate de schimbarea asta de paradigmă în ceea ce înseamnă transporturile electrice. Deci sunt niște schimbări foarte mari, e o furtună. Și în această furtună să tranzacționezi, să ai informațiile necesare pentru a decide unde și cum faci investițiile, este foarte greu, e de-a dreptul... Dacă nu, de-a dreptul imposibil. Și de asta avem o masă în România. Avem câțiva zeci de mii de investitori la bursă și probabil cam asta rămâne masa. Bine, eu am credința că valul de tineri care vine din spate sunt mult mai deschiși la ceea ce înseamnă educație financiară, au niște informații de prin școli și probabil că în zona asta vor veni mai mult spre piețele financiare, spre piețele de capital. Dar dacă e să ne uităm la actuala situație a bursei de la București, lucrurile nu vor rămâne la fel dacă nu se schimbă nimic. Aici vreau să ajung. În momentul de față, sistemele de tranzacționare, sistemele de informare sunt atât de orientate către client, încât practic ai senzația de foarte multe ori că pentru fiecare client separat se face un profil separat în platforma respectivă. Că orientarea către client este una foarte mare. Mă rog, e un sistem care e generat în companii, se numește Agile și companiile se ghidează după acest sistem și se merge foarte mult către end user și clientul. Da. O să vedem și o să trecem și la să ne spui părerea despre bursa locală, să vedem că avem și știri și evoluții interesante. Hai să mai avem două bănci, Tiberiu, pe care să le trecem în revistă. Bănci Europene de data asta și aici eu am o întrebare chiar pentru tine, dar te las să ne spui ce iese în evidență și de fapt îți pun întrebarea chiar acum, cât pierde și UBS-ul din scandalul cu Arcegor, cel puțin Credit Suisse a pierdut mult, nu știu dacă și UBS-ul, altă bancă elvețiană, mă rog, internațională să spunem, este afectată. Sunt bănci europene amândouă, dar au expunere globală. UBS-ul, mă rog, activează în toată lumea, nu mai vorbesc de HSBC, care în mare parte din activitate este în Asia. Să mă întorc la UBS, spuneai de pierdere, 774 de milioane de dolari. Am văzut că este impactul pe care l-a avut pierderile datorate acelei investiții mai puțin inspirate în Archegos Capital. Și tocmai de aia compania, banca, mă rog, a raportat undeva un profit în jur de 1,1 miliarde de dolari în primul trimestru.
Chiar citeam o declarație a noului CEO, care tocmai a fost înscăunat, mă rog, de destul de puțin timp, că este foarte dezamăgit de rezultatele băncii în urma acestei tranzacții, care a fost destul de păguboasă pentru ei. Mă rog, cu toate astea, lucrurile și rezultatele sunt oarecum pe plus și sunt bine pentru ei. Celelalte activități din investment banking, asset management, wealth management și așa mai departe au dat cu plus și toate, mă rog, au mers bine. Spuneai de tot impactul pe care l-a avut Archegos Capital asupra altor bănci și am văzut, și cred că știți și voi, Credit Suisse, care este, mă rog, cealaltă bancă elvețiană mare, care a raportat o pierdere spectaculoasă, 4,8 miliarde de dolari am văzut. Și mai mult de atât, se așteaptă ca pierderea asta să se rostogolească cumva și să mai apară încă vreo 600 milioane de franci elvețieni în Q2. Deci nu s-a rezumat doar aici. Și am mai văzut că nu numai Archegos Capital a cauzat pierderile astea. Credit Suisse în martie tot așa a avut un fel de diferent și a marcat o pierdere după o altă prăbușire a unei alte firme din Marea Britanie, Green Seal Capital. Nu știu dacă sunteți la curent cu informațiile astea, dar am văzut că cel puțin Credit Suisse o ține așa din pierdere în pierdere. Mă rog, asta e treaba lor. Din moment ce pierderea de pe Archegos s-a reflectat în trimestrul 1, deci ei per total au pierdere per total. Gândește-te că ei au câștigat foarte mult și câștigă foarte mult băncile elvețiene, nu numai din tranzacții, dar îți dai seama că se câștigă foarte mult și atunci e clar ce impact a avut. L-aș întreba pe Ciprian, cum vezi evoluția băncilor europene în contextul în care, uite, o să ne uităm și pe graficul UBS, dar nu neapărat să facem o analiză, cât acolo se vorbește că de câteva luni ar fi o pâine de mâncat, în sensul că o investiție în Europa, în special în sectorul financiar, aduce profituri și procente bune de câștig în anii următori sau cel puțin anul ăsta, pentru că nu e așa, băncile europene au fost mai afectate și sunt cu cotațiile la minime. Și spun analiștii, rezultatele nu sunt chiar așa pe cum arată graficele, să o spune. Tu ce părere ai? Așa este, în ceea ce înseamnă băncile din zona europeană, au valori în zona de minim, ca să te citesc. Băncile din Statele Unite parcă s-au mișcat altfel, adică acolo dinamica a fost mult mai serioasă. Băncile din Statele Unite deja înregistrează profituri mai mari sau mai mici, dar parcă lucrurile se mișcă acolo, parcă sunt mai vioaie. Băncile din Europa ar fi până la mijlocul lui 2022, eu m-aș hazarda să spun undeva între 7 și 10% pe aceste bănci, dacă nu chiar până la finalul anului, să vedem o cifră în creștere. În momentul în care ne vom vaccina suficient de mulți și vom fi capabili să ne reluăm activitatea mai în telemuncă, mai la birou, cum o fi, activitatea se va reîntoarce la un semi-normal, ca să spun așa, suficient cât să genereze profituri pentru companii. Da, și apropo de minimele de care spuneai, dacă ne uităm, cam toate graficele majorității băncilor europene sunt la fel și se vede foarte clar prăbușirea de la criza financiară din 2007-2009 și după aia, iată, încercări timide de revenire, dar revenirea, dacă e să luăm doar UBS-ul, da? A fost 66,26, e graficul băncii listate la New York, dar e listată pe multe burse, e la fel și maximul în ultimii 10 ani, 12 ani a fost 23,2, deci se vede foarte clar că n-a reușit să treacă de zona aia și toate seamănă, că eu l-am analizat în decursul anilor aici și e o pâine de mâncat, cum spuneam eu, iată, din minime când eram și mai jos, să vedem ce se va întâmpla până la urmă și cei curajoși și probabil că vor au și șanse de recompense mai mari, nu, până la urmă așa e pe burse. Da, eu sunt destul de optimist în ceea ce privește evoluția băncilor, chiar dacă au fost aceste scandaluri, a fost Wirecard-ul, au fost aceste scandaluri de care tocmai ați vorbit, dar pe ansamblu sistemul bancar are potențial. Da, cu siguranță. Destul de însemnat.
Cu siguranță vom vedea ce va fi, vom vedea ce va fi și cu băncile listate la noi. Vă propun să trecem la bursa locală, să vedem aici ce s-a mai întâmplat. Tiberiu, avem niște știri în ultimul timp, da? Niște continuă listările, continuă plasamentele private, continuă listările de obligațiuni, sub bani mulți în piață care se duc, iată, către bursă. Fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de obligațiuni, nu? Suprasubscrie în timp record. Sigur. E un moment bun al bursei. E o efervescență, într-adevăr, foarte mare acum, mai ales pe companiile care urmează să vină la bursă, pentru că în ultimele două zile am văzut două plasamente private, ambele pe acțiuni, majorări de capital, care s-au suprasubscris de câteva ori, dar înainte să spun câteva cuvinte despre ele, m-am uitat pe evoluția de astăzi de la BVB și am văzut că în primul rând este o evoluție pozitivă, aș putea spune. Toți indicii se tranzacționează în teritoriu pozitiv, plus 0,6 pentru BET, plus 0,9 am văzut pentru BTNG, BETFIU la fel, 0,7. Am văzut și volumul tranzacțiilor de astăzi, care a depășit media, avem peste 16 milioane de euro tranzacționate, însă mare parte din valoarea asta am văzut că s-a făcut din FP, care are până acum 30 de milioane de lei ca și tranzacții, și avem acel plasament privat, unul dintre cele două plasamente private de care aminteam, respectiv Agroserv Măriuța, care deține brandul Lăptăria cu Caimac. Cred că știți, brandul este deja în destul de multe magazine, care a tras 4 milioane de euro printr-un plasament privat de acțiuni, da? Și a cedat 24,9% din acționariat. Plasamentul a fost intermediat de BT Capital Partners, urmează să vină și să se listeze acțiunile pe piața Aero. Se zice că într-o lună, să vedem dacă va reuși să fie așa de repede, probabil o lună și ceva, exact. Ai văzut că și cei de la BRK erau optimiști cu listările și de ce nu? Poate să miște lucrurile mai repede. Exact, poate că lucrurile s-au mai schimbat între timp și s-au mai accelerat unele proceduri, nu mai e nevoie să mai schimbăm atâtea hârtii. Spuneam de Lăptăria cu Caimac, plasamentul a fost suprasubscris de 3,6 ori, s-au înregistrat, 70 de milioane subscrieri. Mai mult de atât, am avut un alt plasament privat, ieri am văzut Visual Fan. Visual Fan este compania care deține brandul Allview. Allview, care știți, fac telefoane și tot felul de alte device-uri electronice, televizoare și așa mai departe, da? Tot așa a avut o majorare de capital social cu aportul numerar și în cazul ăsta oferta suprasubscrisă de peste 6 ori. În cazul lor am văzut că fondurile atrase vor fi folosite în principal pentru finanțarea activității și, accelerarea vânzărilor, marketing și așa mai departe. Deci e clar că în curând vom avea încă două companii la cota bursei pe piața Aero, care, zic eu, este un lucru extraordinar, că ne vom mai diversifica marfa la tarabă, cum se spune. Și aș vrea să-ți mai amintesc încă un singur lucru, au venit ieri rezultatele operative pentru o altă companie listată pe piața Aero, pentru Mam Bricolaj, pentru primul trimestru din 2021, și am văzut că a realizat o creștere a vânzărilor foarte bună, peste 45% comparativ cu primul trimestru din 2020, și am văzut că au crescut, creșterea asta este datorată cumva numărului de clienți în creștere, tranzacții în creștere, aproape 30% față de aceeași perioadă anului trecut, da? A crescut și valoarea bonului mediu, la fel totul față de anul trecut, și ca și perspectivă în comunicat compania își menține țintele de creștere pentru următoarea perioadă și are în continuare în plan dezvoltarea rețelei de magazine la nivel național. Una peste alta, veștile care vin din partea asta, cel puțin la piața Aero, sunt foarte bune. Și aș mai avea te rog. Hai ca aș mai avea de completat, da, dacă îmi dai voie să continui, a mai apărut și rezultatele, să zic așa, operaționale ale RomGaz, care au fost date publicității acum și iată-le că sunt acum proiectate, le-am extras din comunicatul companiei și avem așa, producția totală de hidrocarburi în T1 acum, în scădere, minus aproape 4% față de aceeași perioadă anului trecut.
gaz metan din producția internă, o apreciere de 14%, în schimb producția de energie electrică a scăzut cu 22% față de aceeași perioadă anului trecut. Mă rog, astea sunt rezultate operaționale preliminare, așa să ne facem o idee cam cum vor apărea și rezultatele financiare care vor fi date publicității undeva pe la sau după a doua jumătate a lunii mai, nu? Că atunci o să se înghesuie toate companiile astea de care noi vorbeam aici. Vreți exact. Să ne uităm și pe grafic? O să ne uităm, dar haideți să descurs puțin pe Ciprian între timp. Apropo de mambricolaj, a spus-o clar Ciprian Găvan aici în emisiune, acum câteva săptămâni. Deci l-am tras de limbă și se cam întrevedeau rezultatele astea. Ești la curent, uite, cu ce a spus și Tiberiu astăzi, Ciprian, clar, se întâmplă pe piața aero, vin companii și vin bani mulți în piață. Deocamdată creșteri pentru majoritatea, mai mari sau mai mici, chiar unii vorbesc de bulă, când vom vedea și reversul medaliei? Eu am spus o prefer să fie 50 de companii listate și să fie probleme cu 10, decât să fie 10 companii listate să fie toate povești de succes. Tu ce părere ai? Eu cred că suntem departe de ideea de bulă și lucrul ăsta, cum să spun, prin natura lucrurilor, piețele se dezvoltă. Dacă statul român nu a fost capabil să-și listeze companiile la bursă, iată că startup-urile, companiile mai mici, au făcut ele acest lucru așa cum au putut și cum s-au priceput ele. Având în vedere că finanțarea din sistem bancar este una destul de dificilă și complicată și așa mai departe, au găsit această soluție, această alternativă de finanțare. Când și-au dat seama că și prima companie au fost companii care de-a lungul timpului au exploatat toate aceste posibilități, toate aceste instrumente financiare, toate aceste piețe pe care s-au putut înscrie pentru a obține finanțare. Și sunt câteva povești de succes. Acum vedem foarte multe companii, de o parte din ele nici nu auzisem până în momentul în care să facă aceste emisiuni de obligațiuni corporative au un cupon foarte bun, adică chiar se merită să cumpere aceste obligațiuni. În momentul de față nu am identificat o companie care să aibă probleme sau nu știu, să am semne de îngrijorare respectiv de întrebare vis-a-vis de o obligațiune sau altă. Au venit foarte multe companii, ceea ce este foarte bine. Acest lucru înseamnă că o parte din banii din piață s-au orientat către aceste companii, dar cel mai bun și pozitiv lucru este că au venit bani noi în piață. Având în vedere că în urma unui depozit bancar primești cam acea sumă de bani sau poate chiar mai puțin decât ai depus, în funcție de ceea ce se întâmplă cu dobânzile de referință, este mult mai atractiv plasamentul într-un instrument financiar cu venit fix pe partea de corporate. Până în momentul de față, nu am văzut niciun default, nu am văzut niciun fail. Sper nici să nu văd. Pentru că asta ar aduce semne de întrebare și poate că piața s-ar clătina și așa. E ca un copil plăpând care face deja primii pași și s-a înălțat pe propriile picioare. Dar prin natura evenimentelor din economie, dacă statul nu a fost capabil să vină cu marfă nouă pe tarabă, cum spuneați și voi, iată că întreprinzătorii, partea de startup-uri, partea de antreprenoriat din economie se face văzută aici. Afacerile nu sunt mari, nu sunt mici, sunt medii, au venit, companiile beneficiază de finanțare, investitorii beneficiază de un cupon bun. Una dintre companiile care a valorificat și a spune la maxim, poate chiar exagerăm pentru unii sau alții, mecanismele financiare și mecanismele pieței de capital este Bidnet, care e o poveste de succes pe aero, trecută iată de un an pe piața principală și care, iată, este inclusă și în indicii FTSE Russell. Deci e o poveste de succes, cum spuneai și tu. A avut astăzi adunarea generală, da? S-au luat acolo niște decizii. Te-aș întreba tu cum vezi povestea bine și mai ales momentul actual. Sunt foarte mulți investitori de retail interesați.
și avem și graficul aici, o consolidare care poate exasperează pe unii, dar care eu am spus, domne, asta e bună pentru că poate urma o mișcare și în șanse mari să urmeze o mișcare pozitivă, mai ales că ce s-a întâmplat în ultima perioadă mi-a dat dreptate în sensul că spuneam că nu mă aștept la scăderi, ba din contră la creșteri, pentru că formațiunile astea confirmă niște suporturi aici și s-ar putea odată trecută de linie de rezistență, iată una a fost trecută, se trece și de a doua și sunt speranțe, iată, să vedem o creștere, mai ales când anumite rapoarte de analiză se vorbește de anumite cotații. Tu ce părere ai de Bidnet? Cu siguranță urmărești. Am și fost investitor pe partea de Bidnet. Nu mă așteptam să aibă o evoluție atât de spectaculoasă. Bineînțeles că am închis pozițiile pe care le-am avut. Nu fac un secret din asta. Înainte de potențialul lor maxim, sau mă rog, înainte de punctul de maxim, pentru că au excelat mai mult decât mă așteptam eu. E o companie care într-adevăr a fructificat tot ce s-a putut fructifica de pe piața de capital. Bravo lor, au știut cum să sunt cei doi frați acolo care chiar știu să facă business și chiar au știut să folosească piața de capital pentru a-și genera plus valoare. Exact, și cu un free float impresionant până la urmă. Iată, e acel exemplu în care, iată, acționarii majoritari dețin mult mai puține procente dintr-o felie mult mai mare decât să ai toată felia, cum se întâmplă pe Aero cu multe companii, și să fie valoarea mai mică. Acum, apropo de asta, cunoști și analiză, dacă vezi graficul ăsta, care e părerea ta așa de curiozitate? Cum ai vedea evoluția ulterioară? Mă gândesc că dacă ai marcat pe... De ce nu poți să reintri, da? Dacă ca să glumim așa. Ar fi o ocazie bună zona în care ne aflăm. Ar fi o oportunitate. Da, aș putea o numi oportunitate în momentul de față zona în care ne aflăm. Iar așteptările sunt în continuare de creștere. E clar că Bitnet ar putea fi un model pentru multe alte companii care se află în momentul de față pe bursă cu listarea obligațiunilor, să le urmeze drumul, practic, să-i folosească drept exemplu. Iar Bitnet în continuare are șanse de apreciere și de creștere. Chiar și din graficul pe care îl văd în momentul de față, asistăm practic la un trend ascendent. Avem o linie de suport acolo pe care chiar ai pus-o pe grafic și avem o linie de suport pe un trend ascendent. Deci în momentul de față, din punct de vedere tehnic, zic că șansele sunt de apreciere, șansele sunt de câștig. Tocmai de aceea am spus că zona în care ne aflăm în momentul de față poate să reprezinte o oportunitate de intrare. Hai să ne mai uităm încă o dată pe calendar și să fim atenți. Suntem practic cu ochii pe companiile care vor raporta astăzi și nu numai astăzi, și mâine și poimine până la finalul săptămânii, și mă refer aici la cele din Statele Unite. Și iată că avem astăzi câteva companii foarte importante. Avem AMD, avem General Electric, avem Google, 3M, Microsoft, da, deci companii foarte, foarte importante. Vom avea și mâine la fel Apple, Facebook, Ford. Joi la fel vom continua cu altele și cu siguranță că mâine ne vom ocupa din nou de alte raportări și alte companii care ne vor arăta practic rezultatele financiare. Suntem la finalul emisiunii, nu? Eu cred, da, că cu siguranță. Apropo de General Electric, 3M și altele au și dat rezultate și le vom comenta. Hai să tragem concluzia cu Ciprian. Până la urmă am văzut părerea ta despre bursa locală, am văzut părerea ta despre piața externă. Un cuvânt de final, așa, pentru că te simt optimist și e clar că există potențial în continuare, indiferent pe ce piețe activă, mai puțin cripto, te-am văzut reticent acolo. Care ar fi concluzia de final pe anul ăsta? Nu, per ansamblu, eu sunt optimist în ceea ce privește evoluția din acest an. Economiile se vor reactiva, vor reporni motoarele la maxim pe finalul anului, așa adulmec eu situația, că
pe finalul anului, în toamnă, vom vedea economia turând cu motoarele la maxim și de aici și rezultate financiare care vor depăși ceea ce am văzut în 2020. Adică nu văd motive pentru care piețele financiare nu ar crește în continuare. Singurul semn de întrebare rămâne un accident, ceva de genul coronavirus, cum am spus. Dar în lipsa unui asemenea accident, piețele se vor aprecia fără doar și poate, pentru că nu văd un motiv pentru care piața ar rămâne pe loc. Toată economia are tendința de creștere, piața de capital va merge în același ritm cu performanțele companiilor din zona. Perfect. Cu mesajul ăsta încheiem astăzi. Îți mulțumim, Ciprian, pentru prezență. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră și ne revedem mâine la aceeași oră când, printre altele, ați văzut, vom continua să analizăm raportări financiare și evoluții din piețele financiare. Până atunci, o seară cât mai bună și, evident, profitabilă. La revedere! La revedere.